Dar ce s-a întâmplat? Să nu pierzi timpul pe... Nu, vorbești așa, urât. Și eu nu prea am vorbit așa. Tu cumva, Bianca, în casa iubirii, în casa fetelor, ești cumva un fel de dirijor. Lasă-l pe ăla, fă pași către ăla. Adică tu dai ordine la fete ce să facă. Dar cine ți-a spus asta? Când a fost așa ceva? Tu! Să știi că mie nu mi-a zis absolut nimic și oricum fac ceea ce simt. Să știi că noi suntem foarte bucuroase că i-au venit pentru tine. Chiar o încurajăm. Pe cine? Nicoleta. Păi da, 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 normal, logic. Și eu sunt foarte bucuros, oricum. Dar nu mă refeream, mă refeream așa că e destul să deschizi. Așa, să, dacă vrei să găsești răutate, găsești destulă. Nu știam că ai chiar atât de mult în tine. Bianca, să știi că un om bun. Eu am răutate, Sorin, da. La ce te referi? Fii mai concret. Dar ce s-a întâmplat? Da, man, spune. Tu nu trebuie să spun eu. Trebuie să spun eu acum ce ai zis tu, mă. De ce tu știi, nu trebuie tu știi să foarte spui? Bine ce strategie ai vrut să faci cuvintele. La ce te-ai gândit? Vorbeai cu Natalia mai de mult și ai zis Natalia să se îndrepte către Costi. Nu, era cu toate fetele la masă. Că hai să votăm, că așa, că nu face asta, că lasă, că du-te încolo, că du-te dincolo. Știi că nu-i frumos, că niciodată n-am zis către un băiat în casă să votați pe Bianca sau... Și eu am spus să-l votați pe cine? Că eu atunci nu am spus nimic pe cine să voteze și așa mai departe. Hai mă, că mi-au spus 30.000 de persoane. Uită-te la episodul cu tare și la episodul cu tare. Uite-te tu la episod, Sorin, că eu am privit toate episoadele împreună cu Nicoleta. Ironizează Bianca și cum vorbește. Eu atât spun să ai grijă, că poate... Na, zic și eu așa. Auzi, Sorin, dacă un om îți spune pe live că eu vorbesc rău de tine, trimite-l pe live-ul meu, că niciodată nu am spus un cuvânt rău de tine. Nu. Am văzut eu emisiunea. De fiecare dată când dai ocazia, faci chestia asta. Ea poate să spună ce-o spune. Acum tot ele trebuie apărarea, să... Nu mai petrece timpul pe la... Nu știu unde e. Dar eu zic ceea ce faci. Ea poate să spună orice. Frate, depinde de ele, dacă ascultă sau nu. Tu mai faci un pic de timp și mai concentrează-te și pe cei aici. Așa. Și o să înțelegi mai multe chestii. Dar zici, știi, așa parcă vorbești ca oamenii care comentează mie hate, și eu pot să vă zic vouă, dar voi nu sunteți obligați să faceți ca mine, nu? Fără să fiu răutăcios absolut deloc, faptul că stă Nicoleta cu tine în cameră nu mă bucură deloc. Sorin, de a ști cât de corectă am fost și câte lucruri nu am spus de multe ori, de câte ori am privit episodul împreună. De foarte multe ori am tăcut, să știi. Chiar bine. Dacă atunci poate m-ai rănit și eu m-am făcut că nu-i nimic, știi, și am mers dacă mai înainte. Să te gândești poate de ce te rănește lumea, că dacă stau să mă uit la tine, ți-am zis, aș avea să spun multe chestii. Tu nu-ți dădeai cu părerea acolo, Bianca... Bine, nu ascultă-mă, tu nu-ți dădeai cu părerea acolo, tu-ți dădeai mai mult ordine și dacă tu nu dar ai putut... Dar dacă i-am spus Natalie că da, eu dacă tu nu pe... ai putut să mă ai... Nu influența negativ alte persoane. Sorin, stai liniște că din prima zi ne-am înțeles că eu nu sunt genul tău și așa mai departe. Da, noi din prima zi, ce se întâmplă? Sunt într-o relație, da, ai grijă ce vorbești, Bianca, te rog frumos. Dacă erai puțin să dezamăgit așa că nu erai fit, nu erai puțin dezamăgită că nu erai alte fit. Persoane, te rog eu frumos. Pe cine am influențat? Pe cine? Vreau, te rog frumos. Vorbesc și numele Nicoletei, că stă cu tine în cameră și toate astea. Să vorbești cu Nicoleta și să o întrebi cum eu am influențat-o despre tine și de tine. Că ea a intrat două săptămâni sau o săptămână după Natalia, adică ia multe episoade, nici nu le-a văzut. Dar nu e vorba de o persoană aici, e vorba așa în general. Să adică știi că dacă simțit, multe nu a văzut care tu ar dacă trebui am simțit să-i spui răutate care eu în tine, nu i-am spus nimic. Dacă am simțit răutate în tine, ți-am spus. Da. Cum și tu când simți răutate în mine, îmi spui. Da, eu nu simt că... răutate, eu doar simt Ei, lasă altceva. Că nu jignești dacă nu simți răutate, las-o așa. Chiar aș vrea să știu, Nicoleta, poți să spui ce a spus eu de el și așa mai departe? Dar nu e vorba de absolut acum sau absolut nimic de rău și nu are cum să mă influențeze. Ok, ea are părerea, o părere despre tine. Pe mine nu mă ajută, nu mă încurcă, o să te cunosc și o să-mi dau și eu cu părerea. Da, asta e normal. Să-ți faci propria părere. Exact. Dar chiar nu mi-a zis absolut nimic rău. Dar nu e vorba că ți-a spus. Bravo, Kinga, de la aia, la lucruri care am văzut să facă și chestia asta. Și dacă o să-mi spună, dacă vreau, ascult, dacă nu... Eu știu. Nu bag în seamă. Unele dintre fete au talentul să le facă reclamă foarte bună. Zici că e frică de mine. Până acum nu aveai nicio problemă. Nu, am discutat simplu fapt care l-ai făcut tu, Bianca. Eu nu te înțeleg de ce te zici că e frică. Nu mi-e frică de tine. Am discutat... Ce am văzut discutat, că m-a deranjat la tine, simplu. Tu m-ai făcut răutăcioasă, atât. Nu am discutat, nu au fost argumente, nu a fost nimic. A fost foarte multe argumente. Da. Mă bucur să te văd, Nicoleta. Eu. A fost cu o veste mai neplăcută în dimineața asta, dar dacă o să ne vedem cu siguranță, mă voi simți mai bine. Și eu. Zi și eu. Care a zis și eu?
Dragoș. Eu. Și Dragoș. Zici și tu, Dragoș. Ascultă, Nicoleta, și Dragoș se va simți mai bine dacă noi doi o să ne vedem. Normal. De asta ce? Le... Nu știu, ziceam așa. Nu, că vă stă bine, Iubirea din casa iubirii. Vă stă bine, Jeff, vă stă bine. A completat și el. Eu care am pus aroma, care mi-a dat-o Sorin în baie, să o simtă și Nicoleta, să o simțim amândouă, să ne bucurăm de viață. De ce nu ți-asumi exact că ai făcut anumite lucruri? Nu se poate. Am pus-o, ne-am bucurat, uite ce frumos miroase. Am stat acolo două zile să ne gândim la asta. Păi da, dar noi, Bianca, noi discutăm despre chestii mai din trecut un pic. Nu da, despre ce ai făcut alaltă seară. Fetelor! Foarte mișto. Vreau să vă întreb ceva pe toate. Ce ați avut aseară de v-aș ierta sus acolo la... Când am coborât, am urcat sus în, la make-up? S-a auzit alma gălăgie, alma gurii de la voi. Da, ce ați avut? Ce s-a întâmplat? S-a umplut paharul, doar atât. S-a umplut paharul, paharul Mariei și când am ajuns sus, din sensibilă și vulnerabilă, cum este în emisiune, a sărit la bătaie Maria. A dat-o în agresivă. O, a sărit la bătaie. A vrut să caftească? Maria, asta ești agresivă. Eu nu pot să cred că Maria e agresivă. Și acum vin și eu și spun... Asta. Lasă-mă să vorbesc. Vorbește, Maria. Ia o zis părerea ei, eu zic părerea mea. Eram toate acolo, nu-i părerea mea. Dar nu a sărit la bătaie, s-a apropiat doar de tine. Nu, a sărit la... A ridicat mâna. Nu, a apropiat de tine. Eu m-am apropiat. Tu nu s-a apropiat. Nu m-am speriat. Eu ți-am luat și mâna și te-am împins, da? Deci tu m-ai împins. N-ai niciun drept să ridici mâna. Tu ai făcut asta, nu eu. N-ai niciun drept să ridici mâna la nimeni. Dar nu am ridicat, eu gesticulam. Maria, gesturi de genul ăsta să faci la tine acolo. La tine acolo. Eu n-am venit și nu m-am îndreptat spre nimeni. Ai dat cu ai jignită pe ea, că de-aia a venit. Greșeala mea a fost că mi-am pus mintea cu ea. Dar ce s-a întâmplat? De la ce v-ați luat? M-am activat. Pentru că din toate zilele în care ea o interacționa cu mine, mereu odată că eu să... Cum îs eu? Așa. Și eu m-am activat și am zis că poți să încetezi, te rog, eu nu te-am judecat pe tine pentru ce ai făcut, tu n-ai dreptul să mă judeci pe mine pentru ce am făcut. Și atât. Și ne-am pus aici și după aceea am urcat sus și am zis că totuși clarific și am zis că Alexandra, eu nu văd sensul să iei de mine așa. Nu mai vorbit așa, Maria, deja te-ai răstit și ai sărit la bătaie. O prima oară și după aceea iar au zis ceva care m-a enervat și m-am activat, m-am dus aproape de ea, dar nu am doar atins-o, nu m-am... dus în ea, doi, explicam că nu mi se pare corect să faci chestia asta, ai 18 ani, eu am o vârstă. Așa. Mamă, dar câți ani ai? 50 de ani? Am și mie. Așa, și ea de acolo m-a luat și m-a împins și fetele s-au băgat, eu nu m-am atins. Eu te-am împins. Maria! Mama, Maria, nu este problema Alexandrei sau alte fete că tu nu știi să te incluzi într-un colectiv. Nu te supăra că zic. Nu știu să mă includ. Da, tu ai niște probleme. Care niște probleme? Asta e doar părerea ta, Dragoș, chiar nu-mi pasă de părerea ta, punct. Auzi, ești obrăznic. Poți să vorbești că eu nu te aud. Ești foarte obrăznic. Nu-mi pasă. Ești foarte... Chiar nu te mai suport, mor eu. Nici eu pe tine. Nu te mai suport. Dar bine, că nu te-a băgat nimeni în seama. Foarte... Lasă-l și pe el să vorbească. La, 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 la. Poți să spui alea. Ridice și mine că am 18 ani și are tot. Îmi pare rău. Eu cu el n-am ce vorbi, nici cu tine, mai ales cu tine. Oricum, femeia are... Maria, tu ce te învață, te învață? Măi, voi vă potriviți imunii, abia aștept să vă văd. Auzi, cu mătro, ascultă-mă puțin. Cu mătro ești tu, nu eu. Ascultă-mă puțin două secunde. Hai, Dragoș, serios. Cine te învață? Ai ce vorbi cu mine? Cine tu te învață? Ești mic te învață foarte cum, prost, ai profesor prost de victimizare. Fă ce vrei, fă ce vrei, nu că nu-mi pasă. Nu știi să te comporți. Nu-mi pasă. Nu știi să te comporți. Ascultă-l și pe el un pic. N-are rost. Nu este doar părerea mea. Nu merită atenția mea o secundă. Să zică părerea, cum ai spus tu părerea ta, așa e și el. Eu nu îi spuneam. Ești într-o emisiune, Maria. Trebuie să tu ești. Păi da, eu las oamenii să vorbească. Lasă-mi să zic. Maria, Maria. Să-și zic părerea. Maria, cine te învață, te învață foarte greșit. Nu, nu mă învăța nimeni și nici nu o să iau vreo părere de undeva. Păi, dar nu, tu o zi.